Bună seara, dragilor! Salutare tuturor! Bine ați venit, bine ai venit la o nouă sesiune de miercuri. Iată că și în miercuri aceasta suntem împreună, așa cum te-am obișnuit, și eu mă bucur tare mult că ești alături de mine și că sunt alături de tine cu noi informații valoroase care contează pentru tine, cu noi informații care să te ajute să îți îmbogățești experiența și vin în această miercuri în fața ta cu un subiect nou pentru comunitatea noastră, cum ne implicăm în societate, ce facem unii pentru ceilalți, cum trezim în noi această dorință de a contribui și de a face o schimbare, nu doar în viața noastră, ci și în comunitatea din care fiecare dintre noi facem parte, pentru că nu e așa, până la urmă, societatea suntem noi, fiecare individ în parte. Bună seara tuturor, bine ai venit. Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă mă vezi, dacă mă auzi, dacă totul funcționează în regulă din punct de vedere tehnic. Am pregătit pentru astăzi și un invitat special care ne va împărtăși din propria lui experiență cum a trecut de la stadiul de corporatist la cel de ONG-ist. Salutare tuturor! Lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi dacă mă vedeți, dacă mă auziți și de unde mă urmăriți, dragilor, în seara aceasta. Vreau să știu despre voi, dacă sunteți plecați la mare, la munte, dacă sunteți plecați în afara țării sau dacă sunteți în casele voastre, unde, în ce județ, în ce colț al lumii, în ce oraș, de unde mă urmărești în seara aceasta, pentru că vorbim astăzi despre o nevoie importantă, nevoia sufletului. Contribuția și dorința de mai bine este o nevoie a sufletului nostru și fiecare dintre noi o avem. De aceea fac ceea ce fac aici în această comunitate și de aceea îmi doresc să susțin cât mai mulți oameni să crească, să se dezvolte, pentru că societatea este formată din indivizi și cu cât indivizii sunt mai sănătoși și cu cât indivizii sunt mai mult ei înșiși, cu atât putem oferi fiecare dintre noi mai mult. Fiecare ce poate. Poate cineva poate să ofere educație, altcineva poate să ofere timp, altcineva poate să ofere bani, altcineva poate să ofere implicare, altcineva poate să ofere cărți, materiale de tot felul. Întotdeauna există ceva ce poți să dăruiești. Și nu e așa? Din ce dai, ți se va mai da. Pentru că atunci când ai, te conectezi cu această energie a recunoștinței și trăiești dintr-un alt nivel al conștiinței. Cum ne conectăm cu această latură din noi înșine și care este povestea invitatului nostru din seara aceasta, povestea lui Ovidiu Ursu, care este directorul Asociației Micul Geniu. Ovidiu are 39 de ani și este un om care se implică activ în a-i ajuta pe cei dragi. Lăsați-mi un comentariu, dragilor, spuneți-mi dacă mă auziți, dacă mă vedeți, dacă totul este în regulă. Bună seara, Sorina, salutare, mă bucur că ești alături de mine și în seara aceasta, ca de altfel în multe dintre seriile noastre, dacă nu poate chiar în toate seriile. Ovidiu este absolvent de comunicare și relații publice, are 39 de ani, a lucrat în vânzări în cadrul unor companii mari și foarte mari. Iar în 2016 a lucrat pentru prima dată într-o organizație non-guvernamentală, iar de atunci a conștientizat că asta este ceea ce își dorește să facă pentru tot restul vieții lui. Și în prezent, așa cum spuneam mai devreme, este directorul Asociației Micul Geniu, asociație despre care vei afla mai multe chiar de la el în seara aceasta. Asociația se ocupă cu identificarea, cu găsirea unor copii din familii nevoiașe care nu au acces la electricitate. Copii care sunt de vârstă școlară, merg la școală, au nevoie să învețe, au nevoie de lumină pentru a scrie, au nevoie, nu mai spunem, chiar și de acces la mijloacele moderne de studiere, mai ales că anul prin care am trecut, anul școlar, a implicat studiu online și iată că sunt și oameni printre noi
care fac ceva concret pentru o societate mai bună, care fac ceva concret pentru semenii lor. Ovidiu este un om jovial, un om optimist. De multe ori îl vei regăsi prin oraș, purtând dialoguri cu cetățenii care uneori mai ocupă locurile persoanelor cu dizabilități, locurile de parcare, nu-i așa? Toți am fost la mall-ul și am văzut acolo că sunt mașini parcate, da? Ovidiu este cel care te trage de mânecă dacă cumva ai încălcat aceste norme, da? Este cel care poartă discuții cu oamenii atunci când îi vede că aruncă un muc de țigară pe jos sau când aruncă un ambalaj pe jos, da? Este omul care ia atitudine, nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Îi urez bine, ai venit, Ovidiu, mă bucur că ești alături de noi în seara aceasta. Bună seara, Nina, bună seara tuturor. Mă bucur și eu că sunt invitatul tău. Și într-adevăr, am regăsit în descrierea pe care mi-ai făcut-o mai devreme, pentru că nu de puține ori mă regăsesc în ipostaze de felul acesta în care trebuie să atrag atenția oamenilor că, nu știu, nu se comportă corect și civilizat. Cred că ăsta este cuvântul. Mă rog, astea sunt cuvintele. Faptul că, deși cunosc foarte bine regulile, aleg cu bună știință să le încalce. Nu mă consider un polițist, nu mă consider un avocat, însă, sau un judecător, însă de cele mai multe ori încerc cu vorbă bună să le atrag atenția că au procedat corect. Chiar acum vreo două săptămâni mi s-a întâmplat. Acum vreo două săptămâni mi s-a întâmplat ultima dată să atrag atenția unei persoane care a parcat pe locul unor persoane cu dizabilități. Reacția a fost cumva a intrat în defensivă, în sensul că mi-a zis că da ce, nu e nimeni în parcare la ora asta, că m-am trezit eu să îi atrag atenția, că de ce sunt așa de supărat. Dar eu nu eram supărat și chiar i-am spus-o cu frumos, adică de fiecare dată încerc să îi atrag atenția așa cum și mie mi-ar plăcea să fie atras atenția atunci când greșesc. Și anume, uite, ai greșit, nu ai parcat corect, mută mașina sau du-o mai încolo, că dacă o muta 2 metri mai încolo nu era o distanță așa de mare. Și asta am încercat să-i explic. De cele mai multe ori mă regăsesc admonestat. Dar mi s-a întâmplat să găsesc și persoane care să-și dea seama că ceea ce au făcut este greșit, să-și recunoască vina și să se întâmple lucrurile. Adică și-au mutat mașina, au corectat comportamentul acesta. Lucru care mie îmi dă o satisfacție interioară și mă face să cred că modul în care am procedat este corect și pot merge mai departe. Crezi că dacă mai mulți dintre noi am luat atitudine atunci când cineva aruncă un ambalaj pe jos, când aruncă un muc de țigară pe stradă, când parchează mașina pe locul unei persoane cu dizabilități, când poate se pune în față, la coadă, în fața unei femei însărcinate sau în fața unui bătrân, de exemplu, crezi că dacă am luat atitudine în astfel de situații, lucrurile s-ar schimba în societate și am avea din ce în ce mai mulți oameni care ar respecta aceste norme la care cu toții am convenit până la urmă că ne sunt utile ca societate? Cu siguranță cred asta. Cred că dacă fiecare dintre noi ar lua atitudine măcar o dată în viață și nu ar alege să întoarcă capul sau să se uite în altă parte sau să se uite sau să nu facă absolut nimic, consider că am trăit într-o lume, să zic, puțin mai bună față de cea în care trăim astăzi. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să aud faptul că oameni care sunt plecați în afara țării sau care pur și simplu merg în călătorii în afara țării aleg să se comporte într-un anumit fel acolo și să respecte regulile țării respective și să se comporte civilizat, iar când revin în România să nu mai țină cont de aceleași reguli. Și mă refer aici în primul rând la regulile de bun simț, nu mă refer la, eu știu,
legislație, nu mă refer la regulile de bun simț. Faptul că ai aruncat un chiștoc de țigară pe jos ține de bunul simț. Poți să-l stingi frumos și să-l arunci la coșul de gunoi. Sunt atâtea coșuri de gunoi și cred că în toate localitățile sunt, inclusiv în mediul rural. Eu călătoresc destul de mult, inclusiv în mediul rural, și observ lucrurile acestea. Doar dacă nu vrei să faci lucrurile astea și alegi intenționat să nu le respecti, atunci nu le respecti. Bine, e o situație, cu siguranță este o situație care se poate dezbate pe minute bune, pe ore bune. Însă poate ar fi bine să detaliem și alte lucruri despre ceea ce fac eu și cu ceea ce mă ocup. Sigur că da, sigur că da. Ovidiu, povestește-ne puțin despre tine, despre prima perioadă a vieții tale ca adult, atunci când ai fost un corporatist, dacă este corect să spun așa, atunci când ai lucrat în vânzări în companii mari. Cum era, ce simțeai și ce te-a făcut să treci către zona de ONG? Ce a trezit în tine contactul cu o organizație non-guvernamentală? De când mă știu eu, am fost tentat și mi-a plăcut foarte mult să fac lucruri bune și să-i ajut pe ceilalți. Fie faptul că am ajutat pe cineva, nu știu, să care o sacoșă de cumpărături, sau am ajutat pe cineva pe care l-am luat cu mașina și l-am dus dintr-o localitate în altă localitate. Au fost lucruri care pe mine m-au mulțumit. Am luat exemplul acesta de la bunicul meu din partea mamei, a cărei fizionomie o am, inclusiv partea de chelie. Și el întâi ajuta vecinii din jur, un om simplu crescut la țară, fără educație, nu a terminat nici măcar liceul, dar era motivat și trăia în fiecare zi după a face fapte bune. Și deși nu l-am prins foarte mult în viață, momentele în care stăteam de vorbă cu el mi-au conturat cumva personalitatea aceasta. Imediat după ce am terminat facultatea, fiind cumva dorindu-mi să câștig banii mei proprii, a trebuit să mă angajez. În domeniul în care terminasem studiile nu mi-a oferit o oportunitate imediată și mi-a oferit o oportunitate imediată un domeniu care îmi plăcea foarte mult, mă atragea foarte mult, era domeniul telecomunicații. Și atunci am ales să lucrez pentru o companie care comercializa servicii de telecomunicații, telefoane mobile. Era prin anul 2004 și am hotărât să fac acest pas. Acolo, la primul loc de muncă, am stat vreo 10 luni, cred că, cam așa. Timp în care am acumulat experiență, am învățat cum să mă comport cu clienții și așa mai departe. După care am depus CV-ul motivat de un coleg de liceu care lucra pentru această companie foarte mare, e vorba de Orange, cred că pot să spun. Și am trecut prin vreo 3-4 interviuri. Și marea mea surprindere a fost să fiu primul angajat pe un post care se numea la momentul respectiv Orange Expert, și pentru că faptul că ei selectau personal pentru a-l angaja într-un magazin de imagine al lor. Era un magazin în care voiau să investească foarte mulți bani, adică au investit până la urmă 1 milion de euro, un magazin care a fost pe calea victoriei, adică și era un magazin total non-conformist, ca să zic așa, unde se întâmplau foarte multe lucruri. Aveam concerte, aveam piese de teatru, aveam conferințe de presă, lansări de cărți. Programul magazinului era până la 9 seara, dar de cele mai multe ori se prelungea și am stat și până la 4-5 dimineața. Am făcut lansări de telefoane acolo, era moda cu lansările și am deschis magazinul la 12 noaptea. Am avut coadă în fața magazinului, am lansat noile modele de iPhone vreo 3 ani la rând. Deci au fost niște experiențe foarte frumoase și mi-a plăcut foarte mult, iar managerii mei de la momentul respectiv primeau, pentru că aveam foarte mulți străini și străinii sunt obișnuiți să facă lucrurile astea, adică atunci când văd un lucru bun îl salută și dau un feedback imediat,
Noi nu suntem obișnuiți să facem lucrul acesta, să încurajăm comportamentul bun, amabil, un comportament care era tot timpul în sprijinul lor. De la Orange exact asta căutau la momentul respectiv. Și ceea ce voiam să spun este că managerii mei de la momentul respectiv chiar primeau e-mail-uri în care eu eram lăudat prin faptul că am reușit să ajut o persoană care era străină și care venea din, nu știu, Israel sau Franța, care nu știa nimic despre România, se cazase la un hotel în apropiere și intrase într-un magazin pentru că voia să afle detalii despre cum poate să comunice mai ușor, cum poate să-și achiziționeze un telefon, cum să folosească un telefon. Am stat la compania Orange, am stat cam 7 ani de zile. A fost prima parte aceasta cu lucratul în acel magazin, a fost vreo 3 ani și ceva, a fost absolut superb și mi-a plăcut foarte mult. Nu la fel de mult ca lucrul pe care îl fac în momentul de față, dar mi-a plăcut foarte mult și a fost o experiență foarte frumoasă. După care am lucrat în vreo 2 companii mai micuțe și apoi am lucrat către o altă companie foarte mare, tot în domeniul telecomunicațiilor. Am revenit, să zic așa, la prima dragoste, doar că acolo mă ocupam de clienții mai mari, și anume Vodafone. Am trecut la concurența celor de la Orange fără să caut neapărat lucrul acesta, dar pur și simplu am fost curios și am dorit să aflu cum este și într-o altă organizație, o companie care era la momentul respectiv din top 10 cele mai mari companii din România. Și aici o să fac imediat pasul către lucrul în ONG. În Vodafone am stat cam 2 ani de zile, 2 ani și ceva. Iar ei au avut la un moment dat un program care se numea Voluntar de Profesie. Pentru că se cunoaște, se știe, în zona ONG nu sunt salarii exorbitante, nu sunt salarii de mii de euro și așa mai departe. Iar eu la Vodafone aveam un venit bun cel. Iar Vodafone era dispusă, nu neapărat pentru angajații Orange, și cred că încă mai este acel program, se numește Voluntar de Profesie, să susțină salariul unui angajat, iar angajatul respectiv să facă voluntariat pentru un ONG. Și asta a fost primul meu contact cu ONG-ul respectiv. Și la momentul respectiv am luat decizia dintr-un motiv destul de puternic. Mama mea era bolnavă de cancer, după care ulterior am aflat că și tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer. Mama a trecut printr-o perioadă mai lungă, adică 6 ani, 7 ani de zile am trecut prin boala aceasta. Iar de tatăl meu aflasem de foarte puțin timp. Lucru care mi-a permis, faptul că am lucrat pentru ONG-ul respectiv care se ocupa strict de bolnavii de cancer, mi-a permis foarte mult să mă ocup cumva și mai mult de ei, pentru că un bolnav de cancer are nevoie de foarte multe lucruri, de la consiliere psihologică, de la discuții, până la partea de tratamente care nu se găsește sau nu este chiar foarte ușor de găsit, din păcate. Deși sunt medicamente cele mai multe care sunt subvenționate de stat, unele datorită, eu știu, să zicem, incompetenței unora dintre funcționari nu se găsesc în spitale și atunci trebuie să te uiți repede și să te descurci și să faci rost din țară sau din afara țării de medicamentele respective. Și nu doar asta, ai nevoie de tot felul de investigații, mai mult sau mai puțin invazive, ai nevoie de RMN, CT, care sunt niște investigații de cele mai multe ori decontate de către casa de asigurări. Dar și acolo este o discuție, pentru că trebuie să îți găsești loc la o consultație, un examen dintre acesta decontat de către casă. Și sunt foarte multe, să zic așa, aspecte care țin de boala asta. Și cineva care se ocupă de un pacient de cancer știe foarte bine lucrurile acestea, pentru că trebuie să vezi imaginea de ansamblu, nu doar imaginea pe care o are pacientul în momentul respectiv când merge la medic. Și trebuie să ții cont și de istoricul bolilor și de istoricul său, e tânăr, e bătrân și așa mai departe. Sunt multe aspecte, după cum ziceam. Faptul că am lucrat după aceea în zona aceasta de ONG m-a făcut să-mi dau seama și să lucrez pentru un ONG care avea ca specific bolnavii de cancer. M-a făcut să-mi dau seama că asta este menirea mea.
deși am fost cumva, nu neapărat forțat, dar am fost cumva împins către zona aceasta în care părinții mei fiind bolnavi de cancer aveau nevoie de sprijinul meu, iar eu, având un job de corporatist destul de solicitant, mi-era foarte greu să mă împart între două spitale, să merg la, când la unul, când la celălalt, să le asigur tot ce aveau nevoie și mai departe. Și a fost cumva împins să fac lucrul ăsta. A apărut oportunitatea după ce ai aflat de diagnosticul părinților tăi, înțeleg. Da, așa este. Și mi-am și dorit să fiu și alături de ei, și pentru că simțeam că sunt ultimele momente și mi-am dorit să fiu alături de ei, mi-am dorit să fac tot ceea ce se poate face pentru ei. Și atunci am mers către zona aceasta. Însă la ONG-ul respectiv nu m-am ocupat doar de ei. Au fost foarte mulți pacienți care, să zic așa, au beneficiat de acest program. Eu, în cadrul acelui ONG, am ajutat-o pe doamna care deținea ONG-ul să înființeze meseria pe care dânsa o avea și pe care o practica de ani de zile. Am reușit să o ajut să o înființeze, ceea ce a fost o chestie extraordinară. Și iată că acum ONG-ul respectiv, care se numește Asociația Amazonia și care este condusă de către doamna Victoria Sanache, singurul navigator practicant de pacienți oncologici de la noi din țară, iată că acum reușește să formeze primii navigatori. Chiar în momentele acestea, în weekendurile acestea, se desfășoară cursurile pentru formarea acestor navigatori de pacienți, ceea ce mi se pare absolut extraordinar, pentru că ceea ce face dânsa este un lucru extraordinar. Un pacient bolnav de cancer are nevoie de îndrumarea unui navigator de pacienți. Și faptul că dânsa este singură, pe mine mă speria. E nevoie de mult mai mulți oameni ca dânsa. Pentru mine este un model ceea ce face dânsa și ceea ce a făcut. Și într-o zi, când o să cresc mare, o să vreau să fac și eu același lucru. Ovidiu, Da. cum ai știut că vrei să te implici mai mult în zona de ONG după ce s-a închis episodul cu părinții tăi? Adică, ce anume din tine te-a făcut să continui și să nu te întorci la corporație, de exemplu, la un job de 1000 de euro, la lucrurile pe care le trăisei până atunci? Programul acesta despre care vorbeam mai devreme și care se numește voluntar de profesie durează o perioadă limitată. El este susținut de către Fundația Vodafone pentru fiecare angajat pentru 9 luni de zile. La sfârșitul celor 9 luni de zile, persoanele care participă în acest proiect au ocazia să se întoarcă la locul de muncă sau să continue în ONG-ul respectiv sau în alt ONG, fiecare după cum dorește. Eu am știut, cred că din prima lună, că nu vreau să mă mai întorc și chiar mi-amintesc că am discutat la momentul respectiv cu managerul pe care îl aveam în Vodafone și am zis că nu mai vreau să mă întorc la viața aceea. De ce? Deși nu era o viață urâtă, era o viață, să zic așa, plină de presiune. Presiunea unui target financiar, presiunea din partea clienților, presiunea din partea managerilor, presiune din partea colegilor. Era o presiune constantă din mai multe părți și atunci eu, având contact cu aceste persoane care practică și administrau viața și unii dintre ei erau chiar pe ultima sută de metri, m-a făcut să-mi dau seama că, cel puțin pentru mine, lucrurile importante în viață sunt să te bucuri de viață și să-ți găsești un echilibru, pentru că se spune, cel puțin în diagnosticul oncologic, în boala cancerului, că această boală este boala omului supărat, așa se spune în popor. Și când zic supărat, mă refer inclusiv la partea de stres. Și se știe că într-o companie mare, partea de stres este ca la, se simte ca la ea acasă. Și nu mi-am dorit să mă mai întorc acolo, dar ți-am zis, am știut din prima lună. Ce m-a făcut să-mi dau seama despre lucrul acesta au fost reacțiile oamenilor cu care interacționam și care, din debusolarea pe care o aveau la început,
prin faptul că primeau un suport din partea noastră, li se schimba total, chiar dacă pentru puțin timp, dar li se schimba total viața, li se schimba total modul de gândire, li se schimba total percepția asupra bolii. Din păcate, nu foarte mulți știu ce înseamnă cancerul. Majoritatea asociază cu moartea. Ai cancer, o să mor peste o lună. Nu se întâmplă așa. Cancer nu înseamnă moarte. Sunt foarte mulți supraviețuitori. Sunt foarte multe tipuri de diagnostic. Și tocmai din cauza aceasta, prin faptul că ei aveau o expresie în momentul în care primeau ajutorul și iar noi primeam o mulțumire că oamenii nu ne remunerau în vreun fel, ci pur și simplu primeam o mulțumire și prin faptul că i-am ajutat, chestia asta m-a făcut să îmi dau seama că asta este ceea ce vreau să fac pe viitor. Drept pentru care următoarele proiecte pe care le-am avut au fost fix în zona aceasta și am lucrat într-o fundație care se ocupa pe de o parte de aceste cazuri și am avut din păcate și copii, cazuri de copii pe care le-am administrat și adulți, dar și aveam două direcții la momentul respectiv, un centru de tip after school pentru copii din zone defavorizate, unde ei veneau, aveau parte de educație, serveau și o masă caldă care era extrem de importantă pentru ei. Vreme că te ocupi și de copii. De multe ori, materialele pe care eu le împărtășesc cu oamenii din comunitatea noastră au legătură și cu gestionarea emoțiilor. Cât de puternic trebuie să fii pe interior sau cum gândești într-o astfel de situație, astfel încât să te menții pe tine tare pentru cel din fața ta? În cazul acesta, cel care este ajutat de către asociația sau organizația, fundația respectivă sau către persoana din familie, dacă este un caz în familie, de exemplu. Cum ai procedat tu în cazul tău? Cred că este foarte important să poți administra lucrurile acestea, pentru că sunt foarte mulți care nu reușesc să se debaraseze și nu reușesc să scape de bagajul acesta emoțional, pentru că de fiecare dată când discuți cu o persoană aflată în suferință, fie că este o suferință financiară, fie că este o suferință legată de o boală, discuți cu o persoană aflată în suferință. În momentul în care discuți cu ea, iei un bagaj emoțional de la persoana respectivă și într-adevăr este extrem de important să poți să debarasezi de el, pentru că altfel, dacă nu reușești să fii echilibrat, o poți păți destul de tare și te poți cufunda și cădea în depresie și lucru pe care nu e bun pentru nimeni. Cum am reușit eu să fac lucrul acesta? Cred că ține cumva de construcția mea ca persoană și de faptul că am beneficiat cumva în tinerețea mea de suportul tatălui meu. Și în momentele în care noi discutam despre viață, despre cum va fi în viață și așa mai departe, el m-a învățat un lucru și anume faptul că indiferent ceea ce faci, nu ți-aduci problemele acasă, în familie. Reușești cumva să le lași la ușă, la ușa de la intrare în casă, și când ai intrat în casă, indiferent cât de obosit, trist, stresat ești, lași totul la o parte și ești prezent în viața de familie, în viața de cuplu. Cred că așa am reușit. Pur și simplu am reușit să le las la ușă și să pot să mă bucur și să-mi fac și eu. Cred că este extrem de important să reușești să faci această diferență între viața oamenilor care suferă și sunt din păcate o grămadă de astfel de oameni și viața ta personală. Este ok și normal să empatizezi cu ei, să știi și să fii prezent acolo în momentul în care discuți cu ei, dar la fel de bine este important sau este foarte important să știi că și tu ai o viață a ta și că viața ta trebuie trăită în felul tău și pe placul tău și trebuie să faci și tu ceea ce îți place, pentru că altfel, indiferent, adică nu trebuie să faci niciodată comparație între viața lor și viața ta și trebuie să faci tot timpul această separare. Și cred că în felul acesta am reușit eu să nu cad pradă emoțiilor, pentru că tentația este destul de mare să cazi pradă emoțiilor și să afli, mai ales când am fost în
cadrul Institutului Oncologic, pentru că acolo mi-am desfășurat o parte din activitate. Apoi am avut de-a face cu copii bolnavi de cancer. Este absolut îngrozitor să mergi în Institutul Oncologic și să vezi copii mutilați, copii care au suferit tot felul de operații, fără ochișori. Nu este un lucru ușor. Dar la fel de bine este important să poți să te debarasezi de emoțiile acestea și să le lași la ușă în momentul în care intri în casă și să poți să te ocupi și să fii prezent în viața de familie sau de cuplu. Ieri, în timp ce vorbeam cu tine, erai la o instalare, cum îi spui tu. Da. Povestește-ne puțin despre cum te relaxezi tu, între ghilimele spus, sau poate chiar este o relaxare, alături de micuții de la cei care beneficiază de asociația, de proiectele asociației Micul Geniu. Și de ce Micul Geniu și de ce copii? De ce te ocupi de acest proiect de a aduce electricitate în casele copiilor care au nevoie de... Uite, mi-ai făcut o prezentare frumoasă mai devreme și ai zis uite că am trecut de la viața de corporatist la viața de ONG-ist. Eu acum, spre exemplu, ocup funcția de director executiv al acestui ONG, dar la fel de bine sunt și șofer, la fel de bine sunt și instalator, la fel de bine sunt și, hai să nu zicem, electrician, sau, dar sunt muncitor necalificat, adică sap gropi, șurubez șuruburi, strâng cabluri, mufez și așa mai departe. Adică fac toate aceste joburi și le fac cu drag, pentru că cred foarte mult în proiectul acesta. Ceea ce facem noi aici la Micul Geniu este să identificăm în primă fază copiii care nu au acces la electricitate și să le încercăm să egalizăm șansele ca ei să aibă acces la partea de educație. Și cum, așa cum ai subliniat și tu mai devreme, partea de educație anul trecut s-a schimbat total pentru foarte, foarte mulți copii și a trebuit să stea acasă și să facă lecțiile online și să-și facă lecțiile și să și le încarce online și așa mai departe. Din păcate, foarte mulți micuți nu au avut acces sau s-au chinuit foarte tare mergând la vecinul X, vecinul Y să poată să beneficieze de curent, să poată să beneficieze de un telefon mobil, să poată să și-l încarce și așa mai departe. Ceea ce facem noi este să găsim acești copii și să, prin intermediul unor panouri solare, să le montăm. De fapt, sunt două componente. Avem și varianta în care încercăm să-i branșăm la rețeaua de energie electrică acolo unde există această posibilitate tehnică. Și dacă nu există aceasta, să le montăm niște panouri solare care să le dea lumină în casă și să poată să-și încarce telefonul, să poată să participe la lecțiile online sau tableta sau laptopul. Am reușit să identific destul de mulți copii și sunt niște copii absolut minunați. Am primit foarte multe lecții de viață. De ce m-ai întrebat mai devreme? De ce copii? Împărtășește-ne și nouă. Ce te-au învățat acești copii? Spre exemplu, acum o lună de zile, când am făcut o altă instalare, când zic instalare, mă refer la instalarea panourilor ori pe un sistem propriu al nostru, ori le punem pe casa lor, depinde de situația de la fața locului. Am dat peste niște copii, patru la număr, hai să zicem trei, că unul era bebeluș. Niște copii absolut, absolut minunați, în sensul că aveau atât de mult bun simț și priveau cu atât de mult entuziasm și optimism viața, încât mie nu mi-a venit să cred. Spre exemplu, ca să ajungi la ei acasă, trebuia să cobori o vale, să traversezi un râu și după care să urci un deal. Toată chestia asta dura undeva la o oră, pentru că erau cam 2 km și ca să urci dealul ăla, noi, adulții, să zic așa, ne fiind nici obișnuiți, scoteam limba de un cot, deși eu mai fac sport, dar nu am scos limba de un cot, efectiv. Nu se ajunge la ei decât cu niște ATV-uri sau cu mașini de teren din astea micuțe, nu dintre alea mari. Pentru că ne-am dus acolo cu mașini de teren și am zis, facem, dregem, urcăm până la ei cu mașini de teren, cu materialele, cu de unde. Ne-am potmolit nici la jumătatea dealului. În ce județ? În Prahova. Sunt în localitatea Brebu, se numește. Și sunt cumva izolați, adică ei trăiesc pe un deal, izolați de comunitate, sunt acolo cam patru case, toți rudă între ei, însă ei sunt singurii copii acolo. Familia la care am fost eu era familia care avea copii, singura familie care avea copii, pentru că noi acestor familii ne adresăm.
Și de ce spun că erau, eu îi ziceam, băi, dar cum cobor, ce faceți voi când plouă, când prima dată când am fost la ei, pentru că primul aspect al jobului este ca prima dată să fac o anchetă socială, să merg acolo, să identific, să văd, să stau de vorbă cu ei. Și asta se întâmplă într-o zi, după care, după ce stabilim și ei le bifăm toate criteriile, următorul pas este să le facem și instalarea. Și prima dată când am fost la ei, ploua torențial. Și eu am venit îmbrăcat ca la oraș, ca la, adică cu niște pantofi. Ok, nu intra apa în ei, dar erau niște pantofi cu talpă joasă, cu nu știu ce. Și doamna cu care mergeam, care era doamna de la asistență socială din cadrul primăriei Brebu, a început să râde de mine și a zis, unde mergeți cu pantofi ăștia? Și eu zic, păi cum, unde mergem? La familie. Ce? Mergem cu mașina, nu? Și a zis, nu mergem cu mașina. Lăsăm mașina deoparte și de acolo, de la unde lăsăm mașina, mergem pe noroaie. Zic că e ok, cât de rău poate să fie. N-are nimic, se murdăresc pantofii, spăl acasă, nu-i problemă. Și a zis, nu, cred că nu mă înțelegeți. Trecem, vedeți cum, uitați cum facem. Trecem pe la o prietenă de-a mea, încerc să vă fac rost de o perică de cizme ca să putem să ajungem la familia respectivă. Și într-adevăr așa a fost. Am făcut rost de o perică de cizme, că altfel n-aș fi putut ajunge acolo. Atât de mari erau noroaile. Și eu îi spuneam copilului și i-am zis, Remus, cum faceți? Că e greu, adică numai să urci și să cobori. De câte ori faci chestia așa? De 3-4 ori pe zi. Cum zic de 3-4 ori pe zi? Mie zic că am urcat odată și gata, sunt leșinat, nu mai pot. Zice, nu, noi facem de 3-4 ori. Că dacă trebuie să mergem la magazin, odată mă duc la magazin, odată mă duc la școală, mă întorc de la școală, după care mă trimite mama să mai iau ceva de la magazin. Mă duc la magazin, mă întorc. Și ce dacă se întâmplă să mai avem nevoie de ceva, mai fac un drum. Sau mă duc la colegul X sau colegul Y. Și am zis, băi, mi se pare incredibil, zic, mie mi-ar fi foarte greu să fac chestia asta. A, dar mie mi-e ușor, că eu sunt ok, nu e nicio problemă. Și zic, și tu, Sofi, cum ești? Că era, avea surioara lui, de, nu știu, cred că era în clasa a doua. Și zice, bă, și mie mi-e ușor. Și am stat și m-am gândit și am zis, băi, este absolut incredibil. Și, modul în care privesc lucrurile mă face să-mi dau seama că ceea ce nouă ni se pare greu, lor li se pare extrem de ușor. Și deși aveau foarte multe neajunsuri, eu am căzut, am uitat să spun, când am urcat prima dată la ei, am căzut, m-am dezechilibrat, am pus mâinile pe pământ, eram plin de noroi. Și am ajuns la ei, la casă, și zice, vreți niște șervețele umede? Și am rămas, m-am blocat, deci n-am știut ce să zic. Zic, cum adică voi aici în vârful dealului aveți șervețele umede? Și zice, da, avem, cum să... M-am simțit prost, nu vrei să mă duc să mă spăl un pic pe mâini, că pot să mă spăl pe mâini. Nu-mi venea să folosesc șervețelele lor, știi? Pentru că îmi dădeam seama că ei, ca să ajungă șervețelele alea sus acolo, trebuie să urce și trebuie să coboare și să urce dealul. Ceea ce este dificil. Ce au cel mai mult nevoie? Ce au cel mai mult nevoie, Ovidiu, acești copii, pe lângă acces la electricitate? Pentru că tu îi cunoști, ai interacționat cu atâția dintre ei. Și acești copii, dar și familiile lor. Să știi că singurul moment în care am simțit puține tristețe în ochii lor și în mintea lor a fost când au povestit despre experiențele pe care le-au la școală. Pentru că ei merg la școală și colegii lor de școală știu că ei sunt săraci financiar și atunci îi stigmatizează. Ei n-au parte de același sandwich pe care l-au alți copii. Ei nu pot să-și cumpere foarte multe dulciuri datorită imposibilității financiare. Și cred că eu ceea ce aș vrea să schimb ar fi cumva educația colegilor lor și această stigmatizare pe care ei le impun. Probabil că unele dintre aceste stigmatizări vin și de acasă, de la părinților, care le spun, cine ăia săraci, nu știu ce, care stau acolo în vârful dealului. Probabil că așa este, dar nu e corect. Sunt niște copii, aceștia sunt niște copii absolut minunați, care te învață o lecție extraordinară, aceea bunului simț. Și a faptului că, indiferent cât de greu mi s-ar părea, lucrurile într-un anumit moment vor fi foarte ușoare. Iar eu către ei mă duc și încerc să le spun că nu trebuie să piardă nicio secundă contactul cu școala și că educația este singurul lor mod prin care pot scăpa din
locul în care sunt în momentul acela. Chiar dacă ei nu-și dau seama și nici nu vor să scape, pentru că ei simt că acolo au de toate. Chiar râdeam cu băiatul cel mare care zicea: ce pandemie, ce, la noi, cine vine la noi să ne controleze? Noi suntem pe vârful dealului, nu urcă nimeni niciodată la noi. Dar îți dai seama, Nina, ce greu le este lor dacă cuiva îi se face rău, ambulanța nu ajunge la ei, medicul probabil niciodată, ei trebuie de fiecare dacă au nevoie de ceva, trebuie să coboare de acolo. Sunt evident sălbăticiuni care vin la le atacă animalele, păsările. Nu este o viață ușoară, nu este o viață confortabilă. Dar ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că sunt foarte uniți și au foarte mult bun simț. Ascultau foarte mult de mama lor și de tatăl lor. Dacă le ziceau, hai duceți-vă și jucați-vă, se duceau să se joace, dar erau și în același timp și foarte curioși să vadă ce facem noi acolo, cum instalăm, cum montăm. A fost o lecție de viață și am mai avut o lecție de viață extraordinară anul trecut, când am instalat în județul Telorman. Eu provin din județul Telorman și am niște legături puternice acolo. Și am ajuns la o familie de romi, dintr-un sat extrem de bogat, dintr-un sat majoritar de romi, cu niște case absolut, niște palate, nu sunt case. Și am ajuns la familia aceasta de romi, care trăia într-o casă închiriată, pentru că ei nu puteau să-și permită să-și cumpere o casă. Și familia de romi avea două fete. Fata cea mare, clasa 12-a, la liceul pedagogic din Alexandria, unde nu toată lumea ajunge și unde nu toată lumea rămâne, iar fata cea mică, clasa 7-a. Fata cea mare, aceeași stigmatizare avea parte, mai ales că ea era și de etnie romă, și mi-a povestit că colegii o marginalizează, că... și am zis ok, uite, eu vreau să vă ajut, dincolo de ceea ce facem cu proiectul Micu Geniu, dincolo de faptul că v-am instalat panouri și că veți avea lumină în casă și că nu mai trebuie stați la lumina lumânărilor sau lanterne sau mai știu eu ce alte mijloace foloseați. Cum poți să... ce ai nevoie? Ce vrei să-ți aduc? Și eu mă gândeam că o să-mi zică laptop, cum zic majoritatea tinerilor, sau un telefon nou mobil. Că ea avusese telefon, dar din cauza problemelor financiare și din cauza problemelor de sănătate a tatălui și a faptului că trebuia să cumpere medicamente pentru el, a trebuit să-și vândă telefonul. A avut un singur telefon inteligent, smartphone, și a trebuit să-și-l vândă. Și m-am așteptat să zic vreau telefon mobil. Și mi-a zis nu, vreau să-mi aduceți cărți. Și eu m-am blocat cumva la momentul ăla și am zis, cum adică cărți? Și a zis, da, eu când citesc, zice, eu citesc foarte mult și eu când citesc, intru într-o lume care mă face să uit de toate problemele pe care noi le avem și de faptul că copiii se comportă cum se comportă tinerii, se comportă la școală urât cu mine, de faptul că sunt de etnie, de faptul că nu sunt la fel de spălată și de curată ca ei. Mă face să uit de chestiile astea și mă intru într-o lume imaginară care îmi creează o stare extraordinară de confort. Și îmi place foarte mult să citesc. Și mama ei, care la fel este o persoană fără educație, nu a ajuns nici măcar la liceu, zicea, a, domnul Ovidiu, am vrut să-i arunc toate cărțile, am vrut să le pun pe foc, am vrut să nu știu ce. Are aici o grămadă de cărți, a uitat și mi-a deschis o cameră în care ei nu locuiesc, adică era un fel de magazie, care avea, cred că, pe puțin 100 de cărți. Pe puțin avea 100 de cărți. Și bineînțeles că m-am zbătut, le-am făcut rost de mai multe de lucruri, de încălțăminte, de îmbrăcăminte, de mai multe și bineînțeles și cărți, le-am dus și cărți. Și la a doua dată când m-am dus, mi-au arătat diplomele. Cele două fete, nu-ți vine să crezi, dar aveau diplome de la foarte multe concursuri, de la olimpiade, cu premii, adică nu doar de participare, dar cu premii, premiu 1, premiu 2, premiu 3, în funcție de materia la care au participat. Și mi s-a părut absolut extraordinar că niște copii care nu au deloc condiții, adică, te-am explicat, învățau la lumina lumânărilor și la lanterne, că atât se putea, au reușit să ajungă acolo unde, adică au reușit să ajungă la olimpiade și să fie atât de ambițioși. Și mama lor a vrut să le retragă de la școală, ele s-au împotrivit, au venit profesorii după ele acasă și le-au zis părinților, nu-i retrageți de la școală, nu le retrageți, că sunt niște copile foarte bune.
e păcat să le retrageți. Iarăși, uite, o lecție de viață pe care am primit-o. Și deși am trecut că, uite, lucrez deja de peste 6 ani de zile în zona aceasta de ONG și am trecut prin multe povești, unele impresionante, încă sunt impresionat și asta mi se pare extraordinar și îmi place foarte tare lucrul ăsta și încă primesc lecții de viață și de la copii și de la adulți, dar cel mai multe de la copii, care de cele mai multe ori trec de faza aceasta a copilăriei și din păcate sunt forțați să devină adulți și să gândească ca niște adulți. Dar dincolo de lucrul acesta, ceea ce ei mă învață pe mine mă face să cred că ceea ce fac eu este bine și ceea ce fac eu trebuie să fac în continuare și că faptul că ajut oameni și că putem să intrăm în viețile lor și să schimbăm stilul de viață și modul de viață este extraordinar. Și când aud mulțumescul acela, care știu sigur că vine din suflet și că nu este un mulțumesc de complezență, din nou este ceea ce mă determină să continui și să pot să evoluez cu proiectele pe care le facem. Și iată că inspir și pe alți oameni. Ai aici o mulțime de felicitări și de bravo, suntem mândri de tine. Eu nu văd, nu le văd, dar o să le citesc după aceea. Le vei vedea după aceea, da? Da. Iată că... Și avem și o întrebare, două întrebări, de fapt. Dragilor, puteți adresa întrebări, cu mare drag răspundem la orice fel de întrebare aveți pentru invitatul nostru sau, de ce nu, chiar și pentru mine. Iată că ne spune Petrică, că rezonez mult cu invitatul tău, am lucrat 10 ani în vânzări, aș vrea la anul să revin în România și să încep un proiect cu copii care părăsesc, cu copiii care părăsesc la 18 ani orfelinatul. Ar putea invitatul tău să ne dea niște sfaturi despre ONG sau o fundație? Cum ar funcționa lucrările ca și legislație? Aș vrea să închiriez un apartament, 4-6 tineri să locuiască, ceva de genul acesta aș începe. Este absolut formidabil că vrea să facă lucrul acesta. Mai sunt și alte ONG-uri și alte persoane. Eu, spre exemplu, la fostul loc de muncă am avut un coleg care provenea din centru de plasament și care, pe care îl cheamă Tiberiu Antipa și dacă se uită îl salut cu mare drag. Pentru mine acest om este un exemplu pentru că el și-a depășit cu mult condiția. El provine din centru de plasament unde a stat până la vârsta de 21-22 de ani. Și ca aproape majoritatea copiilor care provin din centrele de plasament, a primit un șut în fund de la stat că asta este legislația. Statul, din păcate, nu se implică nici în a-i găsi un loc de muncă, nici în a-i oferi suport pentru a-și definitiva studiile, ci doar într-o mică parte, în sensul că se întâmplă de multe ori să-i asigure în continuare cazare și masă, însă doar până la o anumită vârstă. După ce treci de vârsta aceea, din câte știu eu, indiferent dacă mai vrei să-ți aprofundezi studiile sau nu, nu mai poți locui în sistemul de stat. Și atunci acești copii se trezesc la vârstele de 18-19 ani, cum zice domnul Nelu, sau domnul Petrică, scuză-mă, se găsesc în stradă, practic, și nu știu lucruri despre viață, nu știu ce trebuie să facă. Cei mai mulți, din păcate, cad pradă alcoolului, drogurilor sau proxeneților sau, din păcate, acești copii de cele mai multe ori sunt abandonați. Asta abandonați de stat, mulți dintre ei au probleme psihice, au nevoie de suport în continuare, au nevoie de ajutor, de consiliere, au nevoie de foarte multe, foarte multe nevoi. Și sunt, într-adevăr, câteva asociații care se ocupă de lucrul acesta și mă bucură foarte tare, însă ceea ce vreau să îi transmit domnului Petrică este că niciodată nu sunt prea multe asociații care se ocupă de lucrul acesta și atunci dânsul este binevenit, pot să-l ajut cu contactele și relațiile pe care le am, astfel încât să-l pun în legătură cu persoane care au ieșit din sistem și care știu mult mai bine problemele acestea și dacă dânsul dorește să stea de vorbă cu cineva și să ia contact cu realitatea de aici din România, este binevenit și chiar încurajat.
Unde te găsim, Ovidiu? Apropo de contact, unde te găsim? Unde găsim asociația Micul Geniu? Cum putem proceda să donăm? Sau dacă vrem să contribuim și noi, cumva... Ne găsiți pe Facebook, asociația Micul Geniu. Ne găsiți, avem și pagina de internet miculgeniu.org. Donații se pot face prin contul nostru PayPal sau prin donații direct în contul bancar. Pe mine mă găsiți pe paginile acestea, pe pagina mea de Facebook personală. Cred că numărul meu de telefon este public inclusiv pe pagina mea de Facebook. Răspund la telefon. Dacă nu pot să răspund la telefon, revin cu apel în momentul în care m-am eliberat. Mi se întâmplă extrem de rar să ratez apeluri. Extrem de rar, adică poate unul pe lună mi se întâmplă să ratez. În rest, răspund la toate mesajele, la toate apelurile. Așa că dacă cineva dorește să intre în contact cu mine, o poate face fără niciun fel de problemă. Iată că am afișat aici miculgeniu.org. Este corect. Mai avem și alte întrebări pentru tine aici. Acum 15 ani, te întreabă Costin Fierăscu, te-ai gândit vreodată că o să faci ceea ce faci acum? Ce te împlinește în activitatea ta? Nu. Salutare, Costin! Nu m-am gândit, acum 15 ani nu mă gândeam că voi face lucrurile astea. Acum 15 ani cred că eram încă un copil care nu-și găsise rostul în viață și ceea ce mă împlinește acum e ceea ce am zis mai devreme, faptul că reușesc să primesc un mulțumesc din suflet și este ceea ce, cum zic americanii, drives me. Ceea ce mă face să merg în continuare și să cred că ceea ce fac este drumul potrivit pentru mine. Mă motivează foarte tare lucrul acesta, că primesc acel mulțumesc din inimă. Eu n-am nevoie de mulțumiri financiare și nu mă interesează lucrul acesta. Mă interesează ca persoana pe care o ajut să fie mulțumită, bucuroasă și să fie într-adevăr ajutată. Asta mă interesează. Iată că mai avem încă o întrebare. Așteptăm în continuare întrebările voastre, dragilor. Ovidiu, care este ministerul sau instituția statului care ar putea să conștientizeze cetățenii, să-i ajute pe cetățeni să conștientizeze, să se implice în voluntariat? Cine din partea statului ar putea să ajute societatea să se implice și mai mult în voluntariat? Dacă există așa ceva? După părerea mea, Ministerul Muncii, prin Direcția de Asistență și Protecția Copilului și Problemelor și Persoanelor Vulnerabile. Există un astfel de departament. Eu colaborez cu acest departament pentru că am avut nevoie ca să putem să identificăm familiile copiilor care nu au acces la rețeaua de energie electrică. Și cred că ei sunt cel mai în măsură să ajungă. Desigur, fiecare. Să știți că sunt foarte multe companii în România care promovează acest mod de viață prin implicarea în campanii de însămânțare, de împădurire, de inclusiv de se mobilizează din diferite departamente și construiesc o casă unei persoane care are nevoie de așa ceva sau strâng bani pentru achiziționarea unui mobil pentru o persoană cu dizabilități. Sunt foarte multe campanii și mă bucur că există lucrul acesta și mă bucur, sunt foarte mulți oameni de bine în România, sunt foarte multe comunități. Chiar am văzut, că mai dau un exemplu din județul Telorman și chiar din localitatea în care eu am crescut, din Scriaștea Telorman, am văzut că o comunitate de motocicliști s-au mobilizat și au construit pentru o familie nevoiașă, rămăsese bunica cu doi nepoței, dacă nu mă înșel, părinții au decedat. Le-au construit câteva camere pentru că casa în care au locuit ei luase foc și atunci nu mai aveau unde să locuiască și s-au mobilizat. Și o comunitate de motocicliști, am văzut fotografii, am luat legătura acolo în comunitate. Și au venit cu corturile, cu motoarele, cu corturile, au stat și au campat la marginea localității și în fiecare zi au mers și au construit acolo, au pus pur și simplu umărul la treabă.
Și mai am un model, că trebuie neapărat să menționez de el, este Bogdan Tănase de la Casa Share din județul Iași. Bogdan, nu știu dacă te uiți, te salut și te respect foarte mult. Ești în continuare un model pentru mine. Bogdan se chinuie foarte tare acolo și reușește să construiască case pentru persoanele, pentru familiile care trăiesc în niște condiții mizerabile. Sau noi le considerăm mizerabile, pentru ei este o normalitate. Bogdan face niște lucruri minunate, acum construiește un centru pentru educație, fix pentru copiii pe care i-a tot ajutat până în momentul ăsta. Cred că acum se întoarce sau s-a întors de la mare, că a fost tot așa cu copiii, a plecat cu un autocar. Îl urmăresc foarte mult și atât cât îmi permite, îl și susțin din când în când financiar. Iată că a revenit Petric la noi cu o completare și ne spune așa: eu am fost în orfelinatul din Comănești 3 ani până am fost înfiat de noua familie. Îi înțeleg perfect pe acești tineri. Deci iată cum mă fascinează atunci când văd oameni care folosesc propriile lor povești de viață spre a se împuternici și spre a crea o schimbare în bine, nu doar pentru ei, ci și pentru cei din jur. Și mai avem aici întrebări pentru tine. Lorena Manciu te întreabă: care a fost acțiunea care te-a marcat cel mai mult, Ovidiu? Probabil copiii aceștia de la Brebu, m-am rămas impresionat de ei și eu și colegii mei. M-am deschis o campanie acum pentru ei, că încercăm să le refacem gardul astfel încât să poată să se simtă în siguranță, să nu mai vină ursul peste ei sau eu știu, alte animale sălbatice, lupii. Și încercăm să le refacem gardul și am deschis o campanie. Nu are legătură cu ONG-ul pentru care lucrez acum. Este o campanie pe care o a organizat-o colegul meu, Ciprian Ion. Și ei sunt cei care m-au marcat puternic. Este și o experiență recentă. E ultima experiență și despre ei. Copiii aceștia mi s-au părut extraordinar și pot da o lecție de viață, cred că nouă tuturor, cei cărora avem confortul de zi cu zi. Și consider că dacă am reușit să facem măcar câte o acțiune dintre acestea de voluntariat și să mergem în astfel de localități și în astfel de gospodării, familiile acestea care locuiesc izolat, cred că e lucru de care ne-am dat seama că este cel mai important, este că noi locuim în niște condiții absolut extraordinare față de chinul pe care ei îl duc zilnic. Ei au o corvoadă pe care o povară pe care o duc în fiecare zi. E dificil. Mie mi se pare dificil și lor cu siguranță li se pare dificil, dar nu arată. Și asta este o lecție pentru mine. Nu se plâng, nu am auzit nicio secundă. E greu, dar e ok. Știi? Mi se pare extraordinar că reușesc să ajung în punctul ăsta. Exact, exact. Recunoștința cred că ne ajută foarte mult și de multe ori atunci când locuim într-un oraș mare, cel puțin, sau atunci când ne-am născut cu acces la electricitate, acces la apă curentă, acces la apă caldă, acces la internet, o mulțime de ustensile, de electrocasnice, ne este poate foarte ușor să luăm lucrurile acestea for granted, da, cum spunem în limba engleză, să le luăm așa gratuit, ca și cum ni s-ar cuveni, însă ele de fapt sunt niște adevărate binecuvântări și nu toți oamenii le au, iată. Da, mai avem întrebări, Ovidiu. Elena Luminița, Doamne ajută, oameni minunați, Oana Victoria, mulțumesc pentru ajutorul oferit în campania și nu numai de strângere de fonduri pentru Alina, ești un exemplu pentru mine și pentru alții, felicitări pentru implicare și pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc mult, Oana. Iată că mai avem și o întrebare de la Ștefan Rădoi. Te-ai gândit la o carieră politică menită să ajute copiii? Este, să zic așa, al doilea job pe care l-am în momentul de față. M-am implicat de
vreo 3 ani de zile în zona politică. Și sper eu că facem parte dintr-un curent nou și reformator. Și într-adevăr, partea politică pentru mine este o provocare, pentru că întâlnesc tot felul de personaje care de cele mai multe ori nu sunt bine intenționate. Și deși eu am tendința de a acorda oamenilor a doua și a treia șansă, de cele mai multe ori oamenii aceștia confirmă de fiecare dată că nu trebuie să primească. Am avut de a face cu niște oameni foarte răi, într-adevăr, venind dinspre politică, și care sunt în stare să treacă peste aproape orice obstacol doar ca să primească o funcție și se agață foarte puternic de lucrul acesta. Lucru care pe mine mă uimește în același timp, adică mă uimește și mă dezgustă. Însă, tocmai datorită nouă, celor care zic eu că facem parte din acest curent politic nou, sper ca lucrurile acestea să se schimbe și să se schimbe percepția aceea de toți politicienii sunt la fel. Eu nu-mi doresc să fac o carieră în politică, însă îmi doresc ca prin propriul exemplu să arăt că nu toți politicienii sunt la fel și să arăt că ceea ce suntem noi în viața de zi cu zi putem schimba foarte ușor și prin politică. Și încercăm să le arătăm oamenilor, și eu și colegii mei, majoritatea sunt tineri și foarte tineri, adică avem colegi inclusiv de 20-21 pic de ani, care sunt în continuare și termină și definitivează studiile sau și le aprofundează. Și ei mi se par un exemplu că au reușit și au avut puterea să intre într-o forță politică, să zic așa, și să se bată de la același nivel cu niște oameni care sunt într-adevăr de foarte mulți ani în politică și care reușesc, așa cum ziceam mai devreme, să calce pe absolut orice, pe orice și pe oricine în picioare, doar ca să își obțină o funcție și să-și obțină interesul personal. Ori, din punctul meu de vedere, nu ăsta trebuie să fie stilul nostru de viață. Trebuie să ne asigurăm personal ceea ce ne place și ceea ce ne creează confort. Consider că este important lucrul acesta, însă nu trebuie să călcăm peste absolut orice normă, orice principiu. Nu trebuie să ne călcăm bunul simț în picioare doar ca să obținem lucrurile acestea. Lucrurile acestea se pot obține și prin a avea bun simț și a ne ajuta semenii. Legat de stil de viață, Ovidiu, și despre a ne crea confortul și ceea ce ne place, ce este pentru tine succesul? Ce înseamnă pentru tine succesul? Nu știu, este o definiție probabil lungă. Pentru mine succesul, sau ceea ce mă mulțumește pe mine la final de zi, este să văd că într-adevăr am reușit să ajut pe cineva. Chiar dacă cineva-ul acela face parte din familia mea, chiar dacă este cineva străin. Pentru mine succesul este acel moment în care ți-ai pus capul liniștit pe pernă, ai reușit să adormi și ai considerat că ziua respectivă nu este pierdută și nu ai trăit-o inutil. Succesul este pentru mine de a transforma zilele pe care le am și timpul pe care le am în a ajuta pe cineva. Pentru mine asta este succesul. Ovidiu, lucrezi în acest domeniu și ești implicat trup și suflet de 6 ani, așa cum spuneai. Sunt poate oameni în comunitatea noastră care și-ar dori să ajute, să contribuie și ei cumva și nu știu cum să o facă. Recomandarea ta, care este din experiență, atunci când întâlnesc un om nevoiaș, să-l ajute direct, să se îndrepte să facă ceva organizat către o asociație, către o fundație, sau cum să procedăm dacă ne dorim să avem și noi o contribuție, dar nu știm cum să facem, cum anume? Care e recomandarea?
Eu nu cred că există o formulă pe care o poți aplica fiecarei situații și fiecarei persoane și atunci fiecare persoană trebuie să facă așa cum crede de cuvință. Dacă vrea să ajute și modul în care poate să ajute este doar financiar, atunci trebuie să caute un ONG către care să-și direcționeze ajutorul financiar. Că este mic, că este mare, nu contează. Dacă poate să-și dedice și timp, atunci, pe lângă ajutorul financiar, pentru că ăsta este principalul ajutor pe care îl poate acorda unei persoane, de cele mai multe ori nu poți face, poți să ajuți și prin neparticipare financiară, dedicându-ți timpul. Și atunci poate să-și aleagă un caz sau o situație în care să investească. Fiecare dintre noi ne putem implica în cazul unei persoane, să strângem bani pentru persoana respectivă, să ajutăm persoana respectivă, nu știu, să-i procurăm ceea ce are nevoie. Într-adevăr, trebuie găsit acest echilibru între... Ideea este așa, de obicei cei care lucrează în ONG-uri, prin experiența pe care o au, pot identifica foarte ușor dacă cazul X sau Y este real sau doar se încearcă câștigarea unor beneficii. Pentru că, din păcate, trăim într-o lume unde nu toată lumea este corectă. Eu am tot vorbit despre ceea ce e corect să faci și cum este corect să faci, însă, din păcate, nu toată lumea este corectă și nu toată lumea face lucrurile corect. Și sunt foarte multe persoane care profită de lucrul acesta și de credulitatea pe care unii dintre noi o avem. Și atunci, dacă nu ai experiența necesară, te poți trezi într-o situație în care vrei să ajuți pe cineva, dar persoana respectivă nu vrea să fie ajutată sau nu-și dorește să fie ajutată. Și atunci e mai bine să te îndrepți către un ONG. Depinde foarte mult de persoana dispusă să ajute, cum vrea să ajute și trebuie să-și traseze foarte bine aceste limite. De asemenea, este important dacă persoana care ajută, eu știu, vrea să implice într-un caz medical, trebuie să-și facă foarte bine acest plan. Vreau să ajut pe cineva care suferă de o boală, acolo ajutorul trebuie să vină pe termen lung. N-ai cum să-l ajuți într-un moment și gata să fii mulțumit că l-ai ajutat și că și totul s-a terminat cu bine în momentul ăla. Nu se poate așa. O persoană care suferă de o boală trebuie ajutată luni, ani de zile, probabil, poate și mai mult. De asemenea, dacă vrei să ajuți pe cineva, din punctul meu de vedere, uite, de exemplu, hai să dau un exemplu că e mult mai simplu de explicat așa. Am întâlnit o familie cu 7 copii. Ok. Niciunul dintre părinți nu lucra. Tatăl din când în când lucrează cu ziua sau își găsește cât un job periodic în construcții, doar pe perioada cât este sezonul și după aceea nu-și mai găsește. O astfel de familie poate fi ajutată pe termen lung, foarte simplu. Îi găsești un job tatălui, de obicei, că mama cu 7 copii, oricât ar vrea să plece la serviciu, nu poate să plece la serviciu, pentru că copiii sunt de vârste diferite și trebuie să rămână acasă să aibă grijă de ei. Deci poți să-i găsești odată job și pentru că majoritatea acestor familii trăiesc în mediul rural, îi poți ajuta foarte simplu donându-le un animal, care pentru ei înseamnă un real ajutor, sau construindu-le o fântână în burg. Sau, astea sunt ajutoare care nu costă foarte mult bani. Un animal este câteva sute de lei, dar ajuți toată familia, pentru că animalul respectiv trebuie să le dea lapte, le cumperi câteva găini, au ouă, își pot administra singuri acolo, la ei. Desigur, sunt și situațiile în care unele familii sunt obișnuite doar să primească. Trebuie discernut foarte bine în momentul în care iei decizia de a ajuta. Trebuie investigat, de aceea se fac aceste anchete sociale. Se discută cu, eu știu, membrii din comunitate, cu asistenții sociali. Fiecare comună este obligată să aibă cel puțin un asistent social, din comunitatea respectivă. Și asistentul social cunoaște, eu știu, 80-90% din problemele comunității și din cazurile din comunitatea respectivă. Și
te poți informa inclusiv la asistentul social. De obicei sunt oameni de bună credință, asistenții sociali. Sunt oameni care cunosc cazurile localității, chiar dacă comuna, de exemplu, are 6-7 sate, am întâlnit și astfel de situații, dar asistenții sociali sunt oameni implicați în comunitate, care îi cunosc pe cei care sunt nevoiași și își doresc să rămână nevoiași, că nu pot să-și depășească condiția, și îi cunosc pe cei care sunt nevoiași, dar își doresc să-și depășească condiția și nu reușesc. Și atunci cu asistentul social se poate comunica. Asta este un mod în care poți identifica o familie care are nevoie de ajutor. Ovidiu, am întâlnit în anumite contexte oameni care spuneau așa: eu nu donez pentru că oamenii în România nu mai muncesc. Dacă ar munci, atunci ar avea. Și se referea la persoanele care sunt apte de a avea un serviciu, de a avea un job. Ce mesaj ai pentru acești oameni, pentru a le oferi și o altă perspectivă, poate? N-aș vrea să încerc să-i conving de altceva, pentru că oricât aș încerca eu să le spun că situația este albă sau neagră, de fapt situația e cumva gri. Nu e nici albă, nici neagră. Sunt, așa cum ziceam mai devreme, tot felul de persoane, tot felul de situații. Și ceea ce eu aș vrea să-i sfătuiesc pe oamenii care zic că nu mai vor să ajute pentru că persoana X sau Y nu merită ajutată, poate să-și îndrepte atenția, spre exemplu, către un caz medical al unui copil sau al unui adult, unde nevoile sunt foarte mari, unde oamenii caută bani ca să plece în străinătate, pentru că în România nu există cineva care să poată opera copilul, sau unde există o clinică specială și care este, cum îi spune, care cu asta se ocupă, e specializată pe un anumit tip de operații, în România neexistând așa ceva. Sau pleacă în afară ca să poată să facă un transplant. În România partea cu transplantul e destul de problematică. Poate să doneze inclusiv haine, jucării ale copiilor, chiar dacă sunt folosite. Bine, nu vorbim despre rupte și așa mai departe, zgâriate, dar vorbim despre lucruri atât de simple. Vezi tu, îți povesteam la început despre fetele respective care își doreau cărți. Poți ajuta pe cineva dându-i cărți să citească. Nu ți poți imagina cât de fericită a fost fata respectivă, tânăra, pentru că la 19 ani este deja o tânără. Nu-ți poți imagina cât de fericit a fost când am venit cu cutia de cărți. Am primit, nu știu, cred că undeva în jur de 100 de cărți și am zis: eu ți le dau ție pe toate. Și a zis: cum? Pentru mine sunt toate cărțile astea? Și am zis: da, pentru tine sunt toate cărțile astea. Vai, zice, nu vă imaginați ce bucurie mi-ați făcut. Am ajutat pe cineva prin faptul că i-am dat o cutie de cărți. E atât de simplu. Nu trebuie să dai neapărat bani. Nu trebuie să dai... Nu. Da. Oamenii se bucură și la lucruri simple, la lucruri... Da, și apropo de educație, iată că avem un nou mesaj de la Ștefan. Eu aș putea să ofer ajutor de pregătire a tinerilor pentru viață, adică educație financiară. Dacă pot ajuta oricând, cu dragă inimă. Ștefan Rădoi a lăsat acest mesaj, intrați în contact după emisiune. Lorena te întreabă: Ovidiu, din experiența ta, care crezi că ar fi soluția ca aceste cazuri să devină din ce în ce mai puține? Vreau întâi să fac o mențiune. Ștefan este prima persoană care a avut cumva încredere. Eu, datorită lui Ștefan, îi datorez momentul în care sunt acum, pentru că cu ajutorul lui am obținut primul job. El m-a recomandat, deși nu ne cunoșteam, deci am avut prima dată o relație de client vânzător, să zic așa. Eu eram clientul, el era vânzătorul. Cu ajutorul lui m-am angajat la primul loc de muncă și iată că acum sunt în punctul acesta. Deci te salut, Ștefan. Mulțumesc pentru disponibilitate. O să-ți trimit cel puțin doi tineri cu care să poți să stai de vorbă și pe care să-i sfătuiești, pentru că într-adevăr consider că Ștefan este o persoană care și-a tot îmbunătățit viața și
cunoștințele, tocmai pentru a-și asigura acel confort despre care vorbeam noi în timpul discuției. Lorena, este e o situație complexă aici. Oamenii care au nevoie de ajutor, discutăm despre situații diferite. Dacă discutăm despre probleme medicale, spre exemplu, unde oamenii au nevoie de ajutor, este clar că acolo statul prin Ministerul Sănătății și prin managementul spitalelor și prin managementul casei de asigurări ar putea face lucrurile mult mai bine față de cum le face în momentul acesta. Deci acolo trebuie o reformă a statului și a funcționarilor care își doresc în continuare câștiguri ilicite, fără prea multă muncă și, din păcate, ajungem la a bloca niște proiecte. Eu, spre exemplu, că trebuie să discut și despre asta și dacă îmi permiți, Nina, vreau să fac pentru că este un lucru care m-a marcat și care, din păcate, încă cred că este încă acolo. Și e o chestie care încă mă deranjează acolo pe suflet. Când am lucrat pentru doamna Sanache la primul meu contact cu lumea ONG, am încercat să facem, o să fac o paranteză. Mai avem timp? Mai avem, mai stăm puțin. Mulțumesc. Așa. Am mers la Ministerul Muncii să depunem proiectul ca meseria să fie introdusă în COR, în Codul Ocupațiilor din România. Și acolo Ministerul Muncii a zis, este ok ceea ce ați făcut, mai avem, uite, punctele acestea și ne-au dat câteva puncte pe care a trebuit să le modificăm în cadrul proiectului. Și unul dintre puncte era, luați un punct de vedere de la Ministerul Sănătății. Și ok, am zis atunci, bine, noi să luăm punct de vedere, nu luați dumneavoastră, că sunteți totuși instituția statului, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, oricum erau apropiate una de cealaltă, de ce nu luați de la... Adică trebuie să aveți o relație interministerială. De ce nu luați dumneavoastră? Nu, trebuie să luați dumneavoastră. Ok. Am ajuns la Ministerul Sănătății, am depus proiectul, au trecut 30 de zile, nu s-a întâmplat nimic. M-am dus la Ministerul Sănătății. Ce se întâmplă cu proiectul nostru? De ce nu primim o avizare? De ce nu primim un punct de vedere? De ce nu primim răspuns? Știți, legal, au trecut cele 30 de zile. Păi știți că este la domnul director de la Resurse Umane. Ce caută proiectul nostru la directorul de la Resurse Umane? N-avea niciun sens. Nu că acolo a ajuns. Ok, vreau să vorbesc cu dânsul. Stați că este într-o ședință, trebuie să povestesc neapărat chestia asta. Ok, am ajuns, l-am așteptat pe domnul director și am discutat cu dânsul. Și ceea ce vreau să zic este fix să fac referire la acești oameni care nu au ce căuta în sistemele acestea. Domnul director dorea și el o mică șpăguță din partea noastră ca să poată să ne semneze un punct de vedere al ministerului, care un punct de vedere era fix format din trei rânduri. Ca atât se putea, dar ca să facă lucrul acesta avea nevoie. Stați că ne vedem, știți povestea, nu știu cine se mai uită la momentul de față, știți povestea, rască, ne întâlnim noi în altă parte, nu discutăm la minister. Chemat-o și pe doamna să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să ne... De ce? Adică, din punctul meu de vedere, astfel de oameni blochează multe inițiative. Doamna, la momentul respectiv, că am sunat-o și am zis, doamna, e situația asta, nu vreau să aud așa ceva, renunț la tot, le dau bani înapoi celor de la Vodafone, pentru că Vodafone îmi plătise salariul, dau înapoi celor de la Vodafone, eu nu fac așa ceva. Deci, vedeți? Întâlnim astfel de oameni care blochează o chestie și câte astfel de exemple n-or fi fost. Noroc că noi am reușit și am redepus proiectul și am reușit într-un final să primim aprobarea. Dar, și nici n-am dat șpagă, dar a trebuit să ne folosim de cunoștințele noastre. Am avut noroc că la momentul respectiv era ministrul sănătății Vlad Voiculescu, am ajuns la el, i-am povestit speța. Domnul director a rămas în continuare director acolo, dar am primit aprobarea. Nici asta n-a fost din punctul meu de vedere, poate n-a fost o abordare corectă a noastră, dar doar așa am putut să rezolvăm lucrurile. Ok, acum încheiem paranteza. Dacă vorbim despre situații, despre cazuri medicale, Ministerul Sănătății ar trebui să-și îmbunătățească toate procedurile. Adică, spre exemplu, mai fac o mică paranteză,
acum un an și jumătate, când tatăl iubitei mele a fost la spital cu el și ne-a zis medicul, uitați, pentru că dânsul a acumulat niște lichid în zona abdominală, trebuie să-l drenăm. Ok, îl lăsați la spital că îl drenăm noi aici. Ok, asistenta ne zice, știți, n-avem tuburi de dren. Zic, cum, nu se poate, n-aveți în spital tuburi de dren? Eu cunoscându-le pentru că tatăl meu a fost în spitalul respectiv. Și a zis, domnul Ursu, cu cel mai mare respect pentru dumneavoastră, nu avem tuburi de dren. Ok, am dus vis-a-vis la farmacia de vis-a-vis, peste stradă efectiv, tuburi de dren. 1,50 lei era tubul de dren în farmacie. Deci nu se poate ca un spital unde sunt atât de mulți bolnavi să nu ai niște lucruri elementare. Deci dacă la farmacie era 1,50 lei, cu siguranță spitalul lua cu 1 leu. Nu se poate să nu ai astfel de instrumente medicale cu care să poți face viața bolnavilor mai ușoară și bolnavul să fie nevoit, deși a plătit o viață întreagă asigurări medicale, să fie nevoit să ducă peste stradă și să plătească din buzunarul lui aceste materiale. E, din punctul meu de vedere, ok, noi ne-am permis, în regulă, asta este, dar sunt oameni care nu-și permit lucrurile acestea. Și revenind la discuția de mai devreme, putem ajuta un om în felul acesta. Deci dacă discutăm despre cazuri medicale, Ministerul Sănătății, dacă discutăm despre cazuri individuale unde oamenii au o anumită problemă, că e legată de, că e o problemă financiară, că e o problemă legată de locație, că e o problemă, nu știu. Acolo ține de multe, foarte multe aspecte, ține de comunitate, ține de oamenii, de vecini, ține de familie, ține de inclusiv de instituțiile statului. Dacă instituția statului, prin sistemul acesta de asigurări sociale, ar fi mai bine puși la punct, ca să poți să ajuți un om, cel mai mare ajutor pe care îl poți face este să-l angajezi, discutând despre o persoană care poate să lucreze și care nu are o dizabilitate. Deci poți să-l ajuți prin a-i oferi un loc de muncă. Dacă statul s-ar implica și ar găsi un loc de muncă, 2-3 locuri de muncă la câteva persoane, păi, persoana respectivă n-ar mai fi asistat social, ar contribui la bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul pensiilor, ar rula niște bani, ar câștiga și ar permite. Persoana respectivă s-ar dezvolta, atât el cât și familia lui. Toată lumea ar avea de câștigat din chestia asta. Doar că e un cerc vicios în care nimeni nu face nimic și atunci oamenii respectivi rămân în continuare în bula lor acolo de sărăcie și de lipsă de educație și atunci doar rostogolim un bolovan care din păcate se mărește, pentru că auzeam la știri zilele trecute 50% din tinerii care termină liceul sunt analfabeți funcționali. Ceea ce este absolut îngrozitor și nu că îngrijorător, e îngrozitor. Nu știu, eu sper în continuare să ne facem bine și sper ca cu ajutorul acesta politic pe care tinerii îl dau și am văzut foarte mulți tineri implicați în curentul acesta nou, sper ca lucrurile să se miște bine, chiar și cu toate opreliștele pe care le avem din partea vechilor politicieni, cu metehnele pe care le cunoaștem cu toții. Sper ca în continuare lucrurile să evolueze către bine și sper ca lucrurile să se schimbe. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, momentul înainte să moară, mi-a zis, tată, tu să nu pleci din țară pentru că este țara ta și poți trăi foarte bine în țara ta. E adevărat, poți trăi foarte bine în țara ta, însă atunci când vezi așa cum trăiesc alții în alte țări, și noi în țara aceasta, din punct de vedere administrativ, avem de toate. Avem terenuri agricole care se pot lucra și care pot avea, avem turism. Putem să facem absolut ce vrem noi în țara asta. Există locuri unde se pot face fabrici. Deci putem avea absolut orice. Trebuie puțin mișcată zona aceasta politică, să nu mai doarmă atât de mult în ghete și să nu-și mai obțină folosuri financiare și o să fie bine. Asta este. Avem o mulțime de oportunități și vorbeai mai devreme, Ovidiu, de
de job, de locuri de muncă. Dacă poți să angajezi pe cineva, angajează-l pentru că îi faci cel mai mare bine pe care îl ai putea face. Și eu cred foarte mult în puterea antreprenoriatului și în puterea aceasta a mediului privat de a crea locuri de muncă. Și iată că avem și o întrebare din zona aceasta. Alexandru Angheluș: în unele state din Occident, în cazul în care firmele fac donații, li se fac reduceri la taxe din partea statului. Există o asemenea lege și în România? Da, ce ne există poți spune și în România. Antreprenori în comunitatea noastră care poate ar vrea să contribuie și să te sprijine. Stai puțin, mai stau puțin. A venit cel mic, apropo de ce vorbeam mai devreme, Nina. Da. Lasă-mă puțin să termin și după aceea discutăm. Într-adevăr, când se face când ce anume? Este ultima întrebare. Okay. O companie care sponsorizează un ONG poate să primească, conform legii, o reducere din impozitul pe profit. Iar ca procedură, se face un contract de sponsorizare între compania respectivă și ONG, se virează sumă de bani, o sumă de bani agreată. Și din punct de vedere contabil, în momentul în care se raportează această sumă, se raportează către administrația fiscală din zona respectivă ca și sponsorizare și ca deducere din impozitul pe profit. Asta este o chestie contabilă pe care cred că știe să facă cam orice contabil cu studii din România. Asta este singura reducere pe care oferă statul. Deci, în mod normal, o companie trebuie să plătească un impozit pe profitul pe care îl face, însă dacă face o sponsorizare, din impozitul ăla, deci banii oricum se duc către stat, dar în loc să se ducă către stat, poate banii respectivi se pot redirecționa către un ONG. ONG-ul poate să aibă absolut orice, poate să fie o asociație sportivă, poate să fie o asociație, eu știu, o asociație familială, poate să fie un din zona educației, din zona culturală, poate să fie absolut orice. Da. Asta este singura. Din câte știu eu, s-a lucrat sau se lucrează la un proiect de lege prin care companiile, dacă angajează o persoană care provine din medii defavorizate, să primească niște reduceri, spre exemplu, la taxele pe salariu. Adică compania n-ar mai trebui să mai plătească niște taxe pe salariu. Dar din câte știu eu, încă nu este în vigoare așa ceva. Bun, Ovidiu, mă bucur tare mult că ai fost alături de noi în seara aceasta și că ai împărtășit cu noi informații valoroase. Îți mulțumesc pentru prezența ta și aștept cu mare drag și cu altă ocazie. Pe Ovidiu îl găsiți la asociația Micul Geniu, îl puteți căuta și pe Facebook, Ovidiu Ursu sau asociația Micul Geniu sau pe website-ul asociației miculgeniu.org. Ovidiu, te las să-ți iei la revedere de la cei care ne urmăresc acum. Îți mulțumesc mult pentru invitație. Le mulțumesc tuturor celor care au participat și cu privirea și prin întrebările pe care ni le-au adresat. Vă doresc o seară plăcută în continuare și faceți fapte bune, că ne simțim bine după ce le facem. Mulțumim, la revedere, Ovidiu, la revedere și la revedere tuturor. Să ne vedem cu bine și data viitoare. Dragii mei, mă bucur tare mult că ați fost alături de noi în seara aceasta la o nouă sesiune de miercuri. Vă aștept pe toți și număr din ce în ce mai mare și miercurea viitoare, așa cum știți, proiectul Sesiunea de Miercuri aduce în fața ta invitații valoroși cu informații noi de fiecare dată. Ne vedem aici pe pagina mea de Facebook, pe pagina Nina Paraschivescu, în fiecare miercuri seară de la ora 20.
îți doresc o seară extraordinară, ai grijă de tine, ai grijă de ceilalți și amintește-ți întotdeauna că tu ești schimbarea, noi toți suntem societatea. Te îmbrățișez, o seară frumoasă să ai, pe curând!